Camera deputaților a votat un proiect de lege care propune extinderea programelor operaționale de finanțare pentru acordarea unui sprijin necesar persoanelor vulnerabile, astfel încât să-și poată achita costurile cu energia. Banii vor proveni parțial din fonduri externe nerambursabile. Am ajuns să avem a 12-a cea mai scumpă energie electrică din Europa. De asemenea, avem al 6-lea cel mai scump gaz furnizat populației din Uniunea Europeană. Mi-ar fi plăcut să discutăm astăzi și despre faptul că exportăm energie electrică cu 109 euro megawatt oră și importăm cu 155 de euro megawatt oră. Să discutăm cum nuclear electrica produce energie nucleară cu 250 de lei megawatt oră și o vinde traderilor de energie cu 2000 de lei, după care aceștia o vând înapoi unor firme sau companii din zona industrială cu prețuri mai mari. Ce s-a întâmplat pe piața de energie din 2022 și până acum este sistemul patentat în pandemie. Vă rog să concluzionați. Sub imperiul unei urgențe s-au construit mecanisme prin care unii băieți deștepți, majoritatea din afara României, au făcut averi colosale tot vă pe seama românilor. Schema asta de plafonare-compensare se termina la 1 martie 2025 și am propus chiar o ieșire treptată din această schemă. L-am chemat pe ministrul Burduja la comisie, ne-a ignorat cu brio, să discutăm cum putem așeza să ieșim din această schemă și ce ați făcut prin ordonanță de urgență. Păi ați mai prelungit până în 2026, efectiv să duceți totul de râpă și consumatorii români și casnici și industrie să sufere din cauza dumneavoastră. Mai mult, aud acum că la ANRE se pune prag, barieră de 1 milion de euro pentru furnizorii de gaze să intre pe piață. Adică concentrația ar puterea în mâna câtorva oameni, culmea aceleași 5 companii, da? Plus prietenii dumneavoastră care să devină furnizori pe piața de energie. E o bătaie de joc la nivelul consumatorilor români pe care dumneavoastră o girați pentru că nu aveți curajul să aveți o discuție și să adoptați soluții corecte pentru ca facturile la energie să fie unele corecte și pentru consumatori și pentru industrie și ar trebui să ieșiți din această logică falimentară și comunistoidă. Din perspectivă tehnică, tot ceea ce cuprinde acest act normativ este și trebuie să fie în apanajul dreptului de a contracta, deci aceste prevederi ale ordonanței în ceea ce privește consumatorii trebuie să fie conținută de un contract comercial, dar prin această ordonanță nu faceți altceva decât să țineți captivi consumatorii. De altfel, urgența nu este dată atâta timp cât este vorba despre o perioadă de programare din 2014 până în 2020. Această ordonanță retroactivează și mai mult decât atât, dacă este să ne gândim la ceea ce înseamnă această modalitate de lucru, nu înseamnă decât subminarea autorității Parlamentului prin intoxicarea, cum am mai spus, cu ordonanțe de urgență și cu acte normative cu caracter inferior. Proiectul de lege care prevede acordarea unui sprijin financiar categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie a trecut deja de Senat și va merge spre promulgare la președinție.